Dar de această dată UTA a încercat un joc ceva mai rapid. Acum spațiu pentru Yameogo, are sprint bun, să vedem dacă are și variante. Apare Neguț acum în careu, Yameogo vrea să finalizeze el. Pehenza aici pentru că a sărit dintr-un jucător în celălalt. N-aș fi sigur că n-a fost Hens. Centrare periculoasă și ce ratare a lui Iacob. Favorit să bată, probabil va încerca șutul Petre. E o execuție bună, scoate Aioani. Își calculează bine pașii Aioani, șutul într-o Popa. Revine mingea la Florea. Încearcă și el cam ce a încercat și Neguț. Iacob! Ce gol! Ce gol înscrie! Are nevoie de multe atacuri. E nevoie doar de o situație bună și atât. Iar Iacob primește această pasă de la adversar și îl execută pe Iacob, pe Florin Iacob. Centrare la prima bară, acolo este Popa. Încă o șansă de centrare pentru Vorobiovas. Aioani, mingea cade pe transversală. Spuneam în primul meci din acest sezon, Chindia a condus până în minutul 92. Foarte înșelătoare traiectoria acestei mingi deviate. Aioani intervine bine. Nu știu dacă poate face mai mult de atât. Cred că mingea șterge transversala și înainte să se schimbă și în urma unui singur rezultat. Să vedem această acțiune a lui Rus. Se complică. Trimite totuși bine! Ce ratare! Asta ar putea fi faza în care UTA să fi irosit acest meci. Centrarea a fost...